Rusia a lansat din 90 de rachete asupra Kievului noaptea trecută, iar atacurile au lăsat în urmă răniți și pagube importante. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât cel puțin 20 de rachete balistice și de croazieră, dar resturile lor au căzut peste blocuri și mașini și au provocat incendii. În timpul valului de atacuri, Polonia a ridicat de la sol mai multe avioane de vânătoare ca să-și mențină spațiul aerian în siguranță. Luat la țintă a fost din nou și orașul Sumy, unde proiectilele Moscovei au distrus un centru de tratament pentru copii, dar și un orfelinat. Iar în Harkov, o rachetă a lovit în plin o clădire și a provocat rănirea mai multor oameni. Ucrainenii au promis răzbunare și au atacat la rândul lor regiunea rusă Belgorod, lovind cu drone depozite de combustibil ale armatei ruse. Я знаю, що цими днями і тижнями наші друзі у світі і журналісти, які поширюють правду про цю війну, і значна частина лідерів держав, громадських лідерів, політиків говорять, як важливо для наближення миру і порятунку життів мати дозволи на далекобійні удари та відповідні далекобійні ракети і снаряди. І це залежить від президента Байдена, від прем'єр-міністра Стармера, президента Макрона, канцлера Шольца та інших. Я дякую усім, хто переконує світ бути сильним і врешті перемогти російський терор. În direct acum la Digi24, domnul Ștefan Popescu este analist de politică externă. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, domnule Popescu. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Ne uităm la ce se întâmplă în Ucraina de aproape o săptămână. Atacuri sălbatice din partea Rusiei, valuri de drone, valuri de rachete peste orașe și afectați sunt civilii. Sunt bombardate inclusiv locuri de joacă, orfelinate, centre de tratamente pentru copii. Acesta este, domnule Popescu, răspunsul lui Vladimir Putin la operațiunea Kursk declanșată de Ucraina? Da, din păcate obiectivele civile sunt bombardate cu scopul de a afecta capacitatea de reziliență a Ucrainei. Știți foarte bine că în orice război cel mai important element este moralul populației, frontul intern, dacă vreți, interior, opinia publică, de care trebuie să țină seama orice decident. Aceasta are incidență inclusiv asupra recrutărilor. Deci rușii vizează acest lucru. De asemenea, vedeți că ei mai țintesc în profunzime teritoriului ucrainean și rețeaua electrică, care deja este deteriorată, se apropie prin urmare o iarnă destul de dificilă pentru Ucraina. De cealaltă parte, Ucraina vizează și ea punctele logistice ale armatei ruse, îndeosebi infrastructura petrolieră, de o parte și de alta, fiind obiectivul de a slăbi baza logistică și industrială. Din păcate, ofensiva din Kursk se pare că se apropie de sfârșit. Ucrainienii sapă tranșee, linii de apărare, prin urmare nu mai pot înainta și aspectul de diversiune al acestei ofensive ucrainiene îndrăznețe se pare că nu a funcționat, pentru că în Donbas situația este destul de critică, iar rușii avansează zi de zi. Desigur, există și un aspect, dacă vreți, pozitiv, pentru că mai există numai o lună, atât mai permite vremea. Știți foarte bine că timpul se schimbă acolo, este mult mai dur și operațiunile militare ar trebui să înceteze peste o lună, o lună și ceva. Ne uităm și la amenințările care vin din partea Kremlinului. Le-am auzit săptămâna trecută, le-am auzit din nou ieri, cu actualizarea doctrinei nucleare. Auzim retorica nucleară, invocată retorica nucleară, da, de multe, încă de la începutul acestui război, și îl vedem pe Volodymyr Zelensky în același timp făcând din nou, aproape în fiecare zi face asta, apeluri disperate ale aliații occidentali să permită Rusiei să permită Ucrainei să lovească în adâncimea, în profunzimea Rusiei cu rachetele de croazieră.
Tocmai acestor apeluri le este adresată retorica rusă, o retorică de intimidare, de intimidare la adresa aliaților occidentali, și aici este vizată opinia publică occidentală, pentru că vedeți foarte bine că în Germania cancelarul Olaf Scholz, care este foarte slăbit în sondaje, ați văzut rezultatele submediocre în momentul în care ai între 6 și 8% la alegerile din Turingia și Saxonia, două landuri importante, și te așteaptă alegeri peste un an de zile, îți faci campanie electorală sub lozinca cancelarul păcii. Deci această retorică de intimidare, bineînțeles că are anumite efecte în limitările pe care le impun mari aliați ai Ucrainei, folosirii armelor cu precizie, armelor care pot bate și mai mult în profunzimea teritoriului rus. Cum vedeți, iată, astăzi guvernul a aprobat în sfârșit proiectul de lege pentru trimiterea în Ucraina a sistemului Patriot, pe care România a promis că-l dă, cu întârziere și după apeluri repetate din partea autorităților. Cu întârziere, dar să nu uităm că și alte țări, mult mai dotate decât noi, au întârziat. Chiar aliatul nostru, cel mai important stat și al Ucrainei, Statele Unite ale Americii, ca urmare a unei crize politice din Camera Reprezentanților, blocajului, știți bine că a întârziat vreme de 6 luni și efectele se văd în acest moment. România cred că a livrat acest sistem într-un timp rezonabil, surprinzător, aș spune, de rapid, pentru că, într-adevăr, trebuiau îndeplinite anumite proceduri, și nu numai proceduri, inclusiv operaționalizarea, transferul acelui echipament nu se poate face imediat. Deci, cred că România și-a îndeplinit cuvântul și acest lucru este foarte bun, atât pentru Ucraina. Sigur că un sistem Patriot nu va rezolva problema, vedeți atacurile masive rusești, dar este ceva și dă și un semnal în rândul celorlalți aliați, pentru că sunt și alți aliați care încă întârzie. Așa este, vă mulțumesc foarte mult, domnule Popescu, pentru analiza dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc.